Será um episódio. As três vão fazer um episódio mais especial. Eu digo um episódio, chama informativo. Hai să începem. În acest episod, cred că mă voi arăta în mare parte pe mine. Și să începem, nu? Dacă te mușcă un crocodil, asta mi se pare foarte interesant. Dacă te mușcă un crocodil, dacă trebuie să-i bagi degetul în ochi, atunci te va lăsa în pace. Și o să caut poze cu animale pentru chestia asta care să le pun în timp ce vă voi povesti. Uitați aici, este poza mea cu Georgiana jucând de Transformice. Poza aia e înainte ca eu să-mi pun cercei pe Transformice cu boxele mele. Și nu știu dacă s-a uitat Georgiana la primul episod cu acest mouse interesant. Mă rog, acum nu contează. Dar o să vă arăt și poze cu animale pentru... cu animale, pentru că vom vorbi și despre animalele domestice. Bun, deci. Tigrul. Tigrul nu are doar blana tigrată, are și pielea tigrată. Următorul. Masculul de panda nu are blană, are păr. De coală de ăsta micuț. Uite așa. Asta îl căutam. Următorul. Maimuțele se pot îmbolnăvi de majoritatea bolilor care le au oamenii. Și aici. Căței au căței transpiră prin palme, prin lăbuțe. Elefantul este cel mai deștept animal terestru. Să continuăm. Testoasele, șerpi și alte animale nu, dacă stau prea mult sub apă, se vor înneca. Nu știu dacă voi găsi pe aici rechinul. Bun. Girafa este cel mai înalt animal din lume. Cel mai înalt, nu uitați, cel mai mare. Bun. Văcuță poate elimina la fel de mult gaz metan ca și o mașină. La fel ca la o mașină. Așa, să caut eu pe aici ce mai desene. Așa, revin imediat. Un hipopotam poate să fugă mult mai rapid decât un om. Vreau să vă mai zic. Bun, la fel și șarpele nu poate să respire prea mult sub apă.
Următorul animal. Următorul animal este. Mai găsesc struț pe aici. Următorul aș vrea să vă... A, da. Cangurul. Dacă îi ridici coada la un cangur, adică coada de acolo, dacă îi ridici în sus, nu va mai putea să ste, nu va mai putea sări, pentru că el se sprijină de coadă. Următorul animal să-l caut este următorul animal. Bun. Eu voi, nu voi opri filmarea în timp ce caut, pentru că nu mi se pare necesar. Aha, crocodilul. Dacă te mușcă în cazul ăsta, vedeți, omul de aici, trebuie să-i bagi degetul mare în ochi și te va lăsa în pace. Pentru că îl va durea și te va lăsa în pace. Următorul. Cobra. Dacă la cobră îi scoți dinții din gură, nu te va mai putea otrăvi. Adică dacă îi scoți cei doi colți mari din gură, nu va mai putea să te otrăvească. Poate doar să te muște. Struțul. Struțul poate să fugă mult mai repede decât un cal. Și sunetul său este destul de similar cu a unui leu, adică face așa. O ciocănitoare poate să ciocănească într-un copac de 20 de ori pe secundă. În jur de 20 de ori pe secundă. Pasărea flamingo nu poate să mănânce decât cu capul în jos. Nu știu de ce. Dar nu poate mânca decât cu capul în jos. Mai departe.